Strada Hegel a fost redeschisă circulației. Echipele de muncitori au lucrat 3 luni și jumătate la reabilitarea carosabilului și a trotuarelor. De asemenea, au fost create 60 de locuri de parcare. Lucrările la carosabil și trotuare au fost realizate de SCDPC. S-au făcut și lucrări de către SCE Apă Canal, la rețeaua de apă și branșamentele aferente. De astăzi se poate circula pe strada Hegel, iar inaugurarea lucrărilor a fost făcută în prezența primarului Claus Iohannis, a reprezentanților constructorului și a viceprimarilor. S-a refăcut carosabilul, trotoarele și s-a reușit printr-o ușoară reconfigurare a trotoarelor o modalitate de a crea 60 de locuri de parcare pe această stradă. Cred că rezultatul este bun, lucrarea a fost făcută de firma DPC și lucrurile au decurs fără niciun fel de problemă. Ce a mai rămas de executat și aici și pe Ștefan cel Mare este etapa de plantare a copacilor, dar această etapă se poate face doar toamna. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la aproximativ 1,3 milioane de lei.